Chiar dacă temperaturile de afară depășesc peste 30 de grade, sute de sălăjeni iau parte la Festivalul Minorităților din județul Sălaj, care are loc în parcarea din spatele primăriei municipiului Zalău. Cei prezenți au putut gusta bob guiaș, bograci, țuică, desigur, care este pe placul tuturor, și sarmale. Care sunt prețurile la mărgelele pe care le aveți expuse azi? Depinde de modul de lucrare și câtă oră necesită lucrarea. Așa, între ce sume variază? Cred că între 10 lei și nu știu care e cel mai scump. Care e cel mai scump? Așa, cel cu floare de acolo, care este prețul? 100 de lei. Se lucrează manual? Manual, da. Așa, cine le confecționează? Soția mea. Cât timp ia ca să facă mărgele una astfel? Depinde de una mai ușoară, cam cât timp? Depinde de model. Într-o oră jumate și chiar și 30-40 de ore. Așa, moșteniți? Cine v-a învățat să faceți? Eu, de la sine. Așa, s-au cumpărat azi, au trecut, cum au reacționat doamnele când le-au văzut? Trec. Acum nu de mult am sosit, dar trec. Se uită deocamdată. Ce zonă reprezentați și cu ce ați venit azi la festival? Asta este zona deja de obicei, pe Dejeni așa se ciufolesc, ciuproșic. Asta e un lucru care se face la noi în sat deja de 70 de ani. Acum 40 de ani erau 72 de olari în sat. Și momentan este încă un băiat care tot același meserie mai... face cum poate, dar momentan ce se vede aici numai câteva dintre cele care le are și le știe face. Asta sunt câteva lucruri, de exemplu asta pentru se pune în vase de metal pentru sarmale ca să nu se depune sarmalea pe fund. Și astăzi niște vaze, niște ulcele. Ulcelele astea cu gură așa de mare, totdeauna le-au plăcut la femei ca să poate băga mâinile în el ca să curețe ca lumea și niște lucruri, astea farfurii, astea au și loc pentru agățătoare, că mai mult design pe perete. Așa, care sunt prețurile? Prețurile nu se pot tare urca pe prețurile asemenea lucruri, că nu au numai decât pentru design în casă, nu se folosesc deja, ulcele nu se mai folosesc. De exemplu, o farfurie asemenea 5 lei, restul care depinde cât de mare și cât de mult de lucru este, asta e 20 de lei ar fi. Așa, vaza... Asta la cât e? 4 lei. 4 lei și 4 lei, cam asta. Foarte ieftin și necesită foarte multă muncă. Este foarte frumoasă și verde. Mie îmi place verdele, de exemplu. Așa, aceasta la ce preț este? Asta... 8 lei. 8 lei, tot ieftin. Cât timp vă ia ca să faceți, de exemplu, acest obiect? Păi, ca să facă din pământ forma asta nu durează mult, maxim 5 minute, dar durează prelucrarea, trebuie ars odată pentru să fie ars, încă o dată trebuie ars pentru luciu. Deci asta e tot, acolo iară necesită lemn și cuptor și... Deci nu e chiar așa de simplu cum cred unii că în ziua de azi deja la presă se fac multe și sare marfa. Deci prețurile nu sunt pe măsura muncii. Exact, cam așa cumva, cum zice dumneavoastră. Din partea conducerii centrale UDMR o să vină domnul Ileș Giulă, fostul primar de satul mare, care este consilier în cadrul UDMR central și dânsul probabil că o să vă spună alte detalii despre eveniment. Am văzut că participați în fiecare an, sunteți întotdeauna aici prezent. Da, deci particip cu foarte mult drag la acest eveniment pentru că prin această manifestare demonstrăm că existăm, încercăm să demonstrăm că avem cultură, avem
avem o tradiție și pe lângă minoritatea maghiară, sigur există și alte minorități în județul Sălaj, așteptăm cu mult drag și alte partea majoritară și demonstrăm tradițiile culturale, tradițiile culinare. Desigur, ați văzut, există o demonstrație de cum se face bograciu și cum se mănâncă bograciu. Înainte, sigur, un pahar de pălincă de Sălaj, o țuică de Sălaj, după un pahar de vin bun. Și asta este esența vieții pentru care muncim zi de zi, pentru cultură, pentru stomac, dacă nu greșesc. Și cred că nu facem nimic rău cu aceste organizări de evenimente. Un mesaj pentru cei care sunt prezenți azi aici? Eu nu pot decât să-i felicit pe toți cei care sunt prezenți pentru curajul, pentru manifestări, adică pentru cei care au curajul să vină și să fie prezent la aceste evenimente și invit și cu altă ocazie să fie prezent la acest eveniment. Mă place! Arată superb! Sper că este gustos, o să gustăm oricum, să vedem dacă este la fel de bun ca și cel de anul trecut. Nu ne lăsăm, nu ne lăsăm mai jos, decât tot mai bun să fie. Am văzut că veniți de fiecare dată, faceți un efort ca să fiți aici. Da, noi simțim că trebuie să venim totdeauna când este ceva organizat. Mai ales că la noi este tradiție să facem mâncare bograci, în care este carne de vițel tânăr, să nu fie mult colesterol, cartofi, morcovi. Și avem noi rețeta secretă care nu o divulgăm. Aia trebuie să o zică clientul. Când gustați, dacă o să ziceți că e gustos, înseamnă că rețeta e bună. Cu siguranță este bună. Sunteți renumiți pentru bograci, așa că cei care o să fie aici prezenți o să laude mâncarea. Și ceea ce iară este tradițional pentru casta sunt sarmalele, la care vă invit să vedeți cum fierbe. Haideți să vedem. Deci miroase foarte bine. Nu durează mult și noi încercăm peste tot să mergem pe tradițional. Vedeți că sarmalele sunt bătrâni, că cel mai bun gust au dacă se face în oala de lut. Este în oală de lut și în loc de cum se făcea înainte, că prima dată fierbea și după aia se punea în dună și se acoperea vasul de ceramică, noi punem pietrele se încing și aceeași efect au, care imediat ce a dat un clocot nu mai trebuie fiert, se poate lua pentru că cealaltă parte o fac aceste pietre încinse. Invităm pe cei care sunt prezenți aici să vină să guste. Noi suntem din partea Colegiului Reformat Veceleni, doamna director aici. Noi am pregătit un bob guiaj care e specific, un specific aparte, cu mai multe ingrediente afumate, ciolan afumat, carne de porc. Miroase foarte bine, se simte. Și avem câteva condimente secrete care nu se pot divulga. Care nu se pot divulga pentru că nu vrem ca alții să ne
ia ăsta. Să vă pure așa ingredientele. Cât durează până preparați? Aproximativ durează 3 ore, fasolea se prefierbe înainte, restul durează aproximativ 3 ore. Noi am pregătit aici pentru aproximativ 300 de persoane. Mai mult de 150 de persoane deja au fost servite din aceste bunătăți. Participați în fiecare an și dacă da, de ce? Da, participăm în fiecare an. Este o inițiativă extrem de lăudabilă din partea UDMR, organizarea acestui festival al minorităților sălăjene. Este a doua ediție, de fapt, și dorim să facem asta, din asta o frumoasă tradiție. Un grup extrem de inimoși de părinți s-au oferit ca să gătească astăzi. I-am invitat cu mare drag pe părinți, pe elevii noștri, pe prietenii noștri și îi servim cu mare drag. De ce ați ales să preparați azi bobguiaș? A fost ideea părinților. Ei sunt vestiți, sunt niște bucătari vestiți și a ieșit un bobguiaș extraordinar. Deci l-ați gustat? Da, da, da. Îl avem pe domnul Iș Giulo, care a fost primar de satul mare și acum este secretar general adjunct la Uniunea noastră. Sunt foarte multe acțiuni în cadrul Uniunii și s-au cam împărțit oamenii și de altfel anul trecut a fost aici președintele și se pare că anul ăsta, deși ne-a promis, dar n-a ajuns pentru că a trebuit să plece la Odoreiu Secuiesc, dar cu prima ocazie va veni și dânsul și alții să vadă de fapt că noi știm să fim împreună, știm să sărbătorim, știm să ne apreciem cultura, tradițiile, de fapt scopul pentru care s-a organizat reuniunea de astăzi. Ați fi așteptat să participe mai mulți oameni? Eu cred că vor fi mai încolo mai mulți, dacă și vremea ne va permite. Noi am vrut pe 2 iunie această acțiune, numai că atunci a fost o vreme absolut defavorabilă și am amânat, dar se pare că și de data asta ne amenință ploaia, dar eu sper că până diseară să nu vină și atunci toată lumea se va simți bine și va fi un moment, să spun așa, plăcut în viața celor de aici. Participă toate localitățile maghiare din județul Sălaj? Da, în general, unde n-au fost acțiuni sau nunți de mare anvergură, sunt toți aici, au venit cu echipele de dansuri, cu activități culturale, cu cele gastronomice și fiecare e și un fel de concurență, cine a pregătit mai bine și mai frumos. Ce le transmiteți celor care au venit aici alături de dumneavoastră? Eu le transmit ca să vină alături de noi în fiecare an. De fapt, în 22 septembrie o să avem ziua comunității maghiare numai. Și, de fapt, semnalele sunt foarte pozitive, în sensul că toată lumea vine cu mare plăcere și chiar ne roagă să organizăm asemenea acțiuni de asemenea anvergură. Lumea se cunoaște, își petrece o zi frumoasă împreună și sigur că o să povestească până la următoarea acțiune cum a fost acțiunea care a trecut. Avem un hoci moleveș. Deci hoci moleveș înseamnă ceva tradițional sărmășăgan. Așa, ce anume? Deci este o supă de ceapă. O supă de ceapă. Deci așa ceva nu se pregătește numai la pomana porcului, când se taie porcul și în perioada respectivă a anului. Așa, și ce conține supa în afară de ceapă? Ce se mai pune? Bineînțeles că carne, ce carne? De care? Carne de porc. Așa, și sunt anumite ingrediente speciale care pot fi spuse sau e secret? Nu știu dacă e secret. Nu avem nimic în el, că carnea e pe masă, dar s-o fiert în supa asta, scoatem afară, luăm de pe os și pe urmă le punem înapoi. Și asta e tradiționalul din Sărmășac și se face la tăiatul porcului. Deci asta se prepară când tăiem porcul.
Așa, văd că aveți acolo și morcovi. Nu morcov să pune, deci nu se pune altă legumă decât ceapă și morcov. Și cât timp durează până se finalizează mâncarea? 10 minute e gata. Acum, deci după... Meni de tigenia. Apoi meni de tigenia de altă dată. Deci așa 4-5 ore pentru că se face de obicei din cap. Deci din capul porcului se face și ăla trebuie să se fiarbă până pică e pe os carnea. Se mai face și în alte localități în afară de Sărmășani? Nu am auzit încă să fi făcut altundeva. Noi oriunde mergem asta facem, că asta e tradiția de la noi. Poate ceapă e gata, poate fi servită. Să gustăm și noi să vedem cum este. Este fierbinte, o lăsăm să o răcească, după care o să spunem și impresiile pe care le avem. Vă rog să vă serviți. Mâncăm supă de ceapă, dar la prima gustare nici măcar nu-ți dai seama care gust de ceapă. Toate că m-aș fi așteptat să se simtă gustul mult mai tare. Mai degrabă pot să spun că se aseamănă cu ceapă de burtă. Este foarte bună. Pentru cei care nu sunteți prezenți aici, nu știți ce ați ratat, așa că data viitoare sunteți așteptați și voi de către cei din Sărmășani la o supă de ceapă. Ce ați pregătit pentru cei care au venit la Festivalul Minorităților? Cu carne de porc, cu cartofi și cu ceapă de pericei. Am văzut că și cei din Crasna au pregătit bograci. Credeți că este mai gustos decât al lor? Nu ne lăudăm, trebuie gustat. Așa, o să-l gustăm și o să facem diferența atunci. Asta care e... sunt ingredientele speciale, se pot spune, sau asta, este secret? Asta este un secret al comunității. Nu-l vindem, dar nici nu cumpărăm. Așa, am văzut că fiecare are secretele lui și nimeni nu vrea să le divulge. Nu. Cât timp vă ia ca să preparați acest... 4 maxim până se pregătește un bograș ca lumea, ca să fie făcut ca lumea. Nu se poate grăbi cu el, că oricum trebuie timp și la carne și la cartofi. Diferă acum de diferite meniuri. Așa, cam pentru câte persoane ați pregătit bograș? 80. Deci 80 de persoane, da, liniștit pot, da, să vină, da, să se așeze și să mănânce. Garanție. Numele să ne spuneți. Mă cheamă Culcea Arșandor, sunt din partea primăriei Pericei, altceva ce mai doriți. Le transmiteți poftă bună celor care o să vină aici. Da, cine vine până la Zalău să vie la gustare și îl plinim. O zi bună să aibă toată lumea.